Și cu mare panică au reușit să iasă din spațiul egiptean. Imaginați-vă familii întregi care au strâns tot ce au putut, pentru că egiptenii au început să-i silească pe evrei și să le spună, voi sunteți cei care aduceți mânia lui Dumnezeu, urgi peste urgi, zece la număr, repede, faceți-vă bagajele și luați cu voi și aur, nu doar ce aveți voi, vă îmbogățim dintr-o dată și să fugiți, nu vrem să vă mai vedem. Oamenii aceștia nu avem dovezi că ar fi avut vreo armă în dotare, nici măcar una. Și uitați-vă că spune Biblia la refidim când au ajuns, toată adunarea copiilor lui Israel, versetul 1, a plecat din pustiul Sin, din deșertul Sin, după călătoriile zilnice, rețineți, țineți, deci nu erau uh, foarte relaxați, erau obosiți, pe care Domnul le porunci să se le facă, nu mergeau după ideile lor și au tăbărât la refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. Dumnezeu face o minune extraordinară încât îi spune lui Moise, așează-te în fața unei stânci, rețineți ce vă spun, și întinde stoiagul și lovește stânga. Unde e lovită stânca cu toiagul, va crăpa stânca și va izbuni un izvor din stângă. Credeți că se poate asta? Lăudați să fie numele Domnului. După un astfel de context, spune Biblia, după ce știți foarte bine cum l-au tratat pe Moise oamenii aceștia, popor al Domnului, bătrânele lui Israel și cu toții la un loc, au fost într-o ispită foarte mare, ne-a adus aici ca să murim, mai bine eram acolo în Egipt. Versetul 8 spune, Amalek a venit. Oamenii ăștia n-au fost întâmplător prezenți acolo. Inițiativa războiului n-a fost din partea poporului evreu, Iudeii n-au pornit ei, poporul Israel, n-a pornit el lupta. Biblia spune, Amalek a venit special să bată pe Israel la refidim. Au aflat amaleciții că sunt într-o situație extrem de critică, sunt setoși din calea afară și nu mai au apă. Și au zis, nicio problemă, pe lângă asta vom merge și îi vom bate. Ăsta e scopul nostru, să-i nimicim. Acum când cineva merge cu o armată să bată pe altă armată, sau mai bine zis pe un alt popor, pentru că evrei nici măcar nu aveau armată în dotare, niciun armament, cum spuneam deja, înseamnă că sunt foarte pregătiți. înarmați până în dinți, parcă îi văd cum erau ei atunci. Evrei aveau doar niște săbi cu ei, așa foarte, foarte puține la număr probabil. N-au pornit să fie luptători, erau un popor peregrin, erau tăcători prin lumea asta și au ieșit cum au reușit ei să iasă din Egipt. Și spune cuvântul Domnului, e momentul critic. E momentul în care te aștepți la un pronostic cu minus, 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 minus. Șansa acestor evrei era să fie omorâți. Dorința maleciților era să-i omoare, să-i bată, să-i învingă, să-i măcelărească, să-i facă praf. Și spune Biblia atunci, Moise a zis lui Iosua, tânărului său colaborator, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Israel. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Zici și făcut, s-au pornit S-a pornit Iosua, a găsit câțiva bărbați care erau curajoși și care au avut această credință de a merge și de a lupta împotriva unui popor mult mai înarmat, mult mai mare la număr și pregătiți pentru război. Ei, luați pe neașteptate, înfometați și a băut apă, da, adevărat, dar erau încă slăbiți. Și ascultați ce spune Biblia, Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Există un șoc, bătălia a început. Imaginați-vă că sunt două, două grupuri de oameni. Există evreii care vă spuneam, nu sunt pregătiți pentru luptă, dar n-au ce să facă, trebuie să iasă la război și uitați-vă că sunt amaleciții. Există o confruntare puternică. Și mai mult, sunt momente în care evreii sunt slabi și sunt învinși. Pentru că vreau să spun ceva în seara asta. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu înseamnă că nu vei fi niciodată bolnav. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu înseamnă că o să ai întotdeauna cei mai mulți, cei mai mulți bani și îți va merge cel mai bine în lumea asta. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, uneori vei trece pe la refidim. Uneori vei avea întrebări fără de răspuns. Uneori vei avea pronostiguri și diagnosticuri terminus, terminale, care îți vor spune că nu mai ai nicio șansă din perspectivă medicală, socială, politică și religioasă. Vreau să spun ceva. Cu tine este prezent Dumnezeu. Lângă tine este prezent Marele Rege, Amin. Lăudați să fie numele Domnului. Ascultați, bătălia se derulează și ceva se întâmplă. Iosu avea senzația că oamenii lui conduc lupta. Am erau convinși de faptul că vor fi învingători. Dar ceva se întâmplă. Când mâna lui Moise e ridicată, evreii sunt mai tari. Știți de unde se conduce lupta? Știți de unde se conduce cu adevărat lupta? Din domeniul mijlocirii. Ce a făcut bărbatul acesta pe nume Moise se numește mijlocire. Când își mâinile pentru că erau slăbite, spune Biblia, Amalek era mai tare. Mesajul pe care l-am se intitulează Mijlocirea determină minunea. Știți cu ce am asemănat ca să fim în contemporanitate cu pandemia asta? E ca și cum atunci când un frate chemat de Dumnezeu pentru lucrarea aceasta, stă cu mâinile ridicate. Și când stă el cu mâinile ridicate, un bărbat sau o femeie internați la terapie intensivă sunt ridicați și treziți din comă. Exact așa -i. Pentru că oamenii aceștia erau mulți la număr și toți, dacă nu biruiau în lupta aceasta, erau omorâți. Toți mureau imaginează-ți că ai sta la două dimineața nu? Dacă ai ști că se întâmplă asta. N-ai mai dormit noaptea, așa-i? Ai stat cu mâinile ridicate și ai zice, Doamne, ridică-l pe cutare din comă, Doamne, vindec-o pe cutare, Doamne, întinde-ți mâna. Și vreau să vă spun că asta e realitatea. Știți că Dumnezeu și azi poate să mai facă minuni? Știți că Dumnezeu este specializat în a produce minuni? Știți că miracolul este specialitatea lui Dumnezeu? Ce se întâmpla aici era atunci când Moise ridica mâna. Când se ridica mâna, evreii biruiau, erau mai tare, poporul evreu era mai tare. Când Moise cobora mâna, era mai slab. Dacă ne uităm din punct de vedere terminologic, să vedem de câte ori apare acest concept al mișlocirii în Biblie, de la Genesa până la Apocalipsa, sunt 23 de apariții. Aș vrea să sublinez faptul că mișlocitor în domeniul mântuirii este numai și numai Domnul Isus Hristos. Rețineți ce vă spun, mișlocitor între Dumnezeu și oameni în materie de mântuire, adică în domeniul acesta, este numai și numai Domnul Isus Hristos. Cine crede ca și mi să spun amin. Lăudat să fie numele Lui. Cuvântul Domnului spune foarte clar, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu s-a dat sub cer niciun alt nume în care oamenii să fie mântuiți decât numele Lui Isus Hristos. Fapte 4 cu 12 și 1 Timotei 2, 1 Timotei 2 cu 5, cuvântul Domnului spune așa, că este un singur Dumnezeu și un singur mișlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Știi că și pentru tine și-a dat viața Isus Hristos? Sunt aici prieteni pe care îi felicit că au venit la Biserica Betania. Vă binecuvintez în numele Domnului. Și vreau să rețineți în seara aceasta, indiferent care este coloratura și domeniul religios din care veniți. Singurul mântuitor al Universului este Domnul Isus Hristos. Cine crede ca și mine să facă un semn. Lăudați să fie în numele Domnului. Când vorbim de mântuire, există un singur mișlocitor. Vă citez încă un alt verset. Există și în Cartea Evrei o grămadă de versete. Vă citez doar un verset din Cartea Roman. Roman, cap capitolul 8, versetul 34. Cine îi va osândi? Cine? Hristos a murit. Ba mai mult, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, pentru noi, pentru noi, pentru noi. Glorie lui Iisus Hristos! pentru tine și pentru mântuirea ta. cineva a stat între cer și pământ și a crăpat cerul, s-a întins, s-a stins soarele, că n-a rezistat la acea ambianță și a stat acolo și a zis, Tată, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. S-a rugat pentru fiecare dintre noi și în secunda aceasta, în momentul acesta, la dreapta Tatălui este prezent Iisus Hristos. Stric din toată inima, glorie Domnului Iisus Hristos! Glorie Domnului Iisus Hristos! Și poporul Domnului să strige, Gloria glorie lui Isus Hristos. În materie de mântuire există un singur mijlocitor. Apoi Duhul Sfânt este din nou mijlocitor, este specializat în asta, spune aceeași carte roman, același capitol 8. Cuvântul Domnului spune și tot astfel, versetul 26, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie, nu cum am vrea noi, ci cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi, cu suspine negrăite. Versetul 27 spune și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că el mișlocește pentru sfinți, după voia lui Dumnezeu. Duhul mișlocește pentru tine. Dacă ai trecut pe trecere de pietoni și a fost o palmă distanță între mașina care a frânat și picioarele tale, să nu crezi că a fost ABS-ul acelei mașini, care probabil avea mulți care putere sau avea un sistem de frânare puternic și recent, reparat sau având o revizie. Vreau să spun ceva. Acolo a fost prezent Duhului Dumnezeu. Cine prezent cu noi dimineața și seara. Cine e prezent cu noi când mergem cu mașina. Cine e prezent cu noi când intrăm în saloane. Cine e prezent cu noi când intrăm în spitale. Cine e prezent cu noi când nimeni nu mai poate să fie cu noi. Cine e prezent cu fratele Nucu, cu sora Carmen. Cine e prezent cu fratele God Ioan. Poartă numele Iisus Hristos. Este prezent prin Duhul Sfânt, aleluia. Și strig din toată inima, Duhul Sfânt atinge, cercetează, ridică, transformă. Ridică numele Lui Iisus Hristos. Duhul mijlocește. Și nu sunt suspine uneori grăite, adică nu pot fi verbalizate. Sunt negrăite. Mijlocește pentru sfinți, după voia lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva, în domeniul acesta al mijlocirii avem și noi ceva de făcut. În materie de mântuire, adică cine decide cine poate fi mântuit, și cine nu poate fi mântuit este Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu convinge omul de păcatele lui, dar când e vorba de cauze, de probleme, de situații probabil financiare sau de situații de boală, avem și noi ceva de făcut. Suntem chemați de Dumnezeu să fim mijlocitori. Același cuvânt al Domnului din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1 spune Vă îndemn, dar fraților, vă îndemn, dar fraților să faceți rugăciuni, cereri, Apoi, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Mijlociri. Striga profetul Isaia călăuzit de Dumnezeu, Dumnezeu striga trist prin el și spunea așa, versetul 16, Isaia 59. El vede, Dumnezeu Tatăl, că nu este niciun om și se miră că nimeni, și vă rog voce tare, nu mijlocește. Au devenit oameni foarte confortabili. Cine mai se trezește la ora 2 dimineața, la ora 3, pe care nu mai trezește Duhul Sfânt și să-i spună, roagă de pentru cutare. Roagă-te pentru pentru că e într-o stare de depresie, are gânduri negre. Să știți că în biserica asta sunt frați pe care îi ridică Duhul Sfânt, știați? Nici nu trebuie să știți. Dar trebuie să fiți convinși că Isus este prezent în biserica Lui. Sunt oameni care se ridicați și se trezesc dintr-o dată, așa parcă ar fi zi normală, la ora 8 sau la ora 9, pe la ore mici, dimineața. Și Duhul Sfânt le zice, roagă te pentru Duhul Tare. Și dacă se roagă, se numesc mijlocitorii. Și când se roagă mijlocitorii, sunt produse minunile. Pentru că mijlocirea determină minunia. În primul rând, mijlocire împreună cu muncă. Există oameni care trec într-o extremă și anume, ei nu mai vor să facă nimic pentru că ei doar mijlocesc. De fapt, ei nu mijlocesc, sunt leneși. Nu mă refer la oamenii care au o chemare specială profetică și pe care Dumnezeu a așezat într-o stare specială, ci mă refer la cei oameni care se auto-intitulează ca mijlocitori și nu își mai îndeplinesc responsabilitățile familiale, nu mai își îndeplinesc responsabilitățile normale, sociale. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Moise a zis lui Osua, Înainte să urc eu pe munte, tu ai un rol special. Tu trebuie să alegi niște bărbați și să ieșiți la luptă împotriva lui Amalec. Eu vă întreb: Nu putea Dumnezeu să zică Moise? Du-te pe deal, pe vârful dealului și stai cu mâinile sus. Și mijlocește. Să nu mai lupte nimeni. Ăștia se numesc extremiști. Oameni care nu mai se roagă, dar nu mai fac nimic altceva. Oameni care nu se implică. Dumnezeu zice, roagă-te, da, stai înaintea Domnului, dar când trebuie să mergi să faci ceva fizic, du-te și vizitează acea persoană. Acum, în moment de pandemie, e mai dificil cu vizita. Dar spune un cuvânt de încurajare, nu stai cu gura închisă. spune că Isus Hristos poate lucra și în dreptul lui, și în dreptul ei. Dumnezeu poate să facă o minune. Iosua, nu sta, nu sta cu mâinile încrucișate că tu ești omul lui Dumnezeu și că pentru tine se roagă Moise. Nu! Muncește! să credeți că a fost ușor Iosua? Ce ziceți? Care dintre noi am fi avut curajul să iasă la interval călăuzit și chemat în această slujire? Suplinez asta. Moise n-a mers din proprie inițiativă. Moise n-a ieșit din poporul Domnului să zică, stați puțin, eu sunt chematul lui Dumnezeu, să n-aibă niciun toia care să reprezinte cărmuirea și chemarea din partea lui Dumnezeu pentru cărmuire. Și Moise a mers sub directa călăuzirea lui Dumnezeu. Înainte să meargă Moise, Dumnezeu a făcut minuni și Dumnezeu a zis, Moise, ce ai în mână? Moise a zis, am o bâtă, am o bucată de lemn, cu asta am fost la, la oi, am fost cioban de meserie în ultimii 40 de ani. Aruncă-o jos, bâta asta. Aruncă lemnul ăsta jos pe care te-ai sprijinit și cu care ai mângâiat sau ai direcționat oile. Și toiacul s-a transformat în... Ce? În șarpe. Apoi a zis Dumnezeul lui Moise, ai curajul Moise, apropie-te de extremitate, de coada șarpelui și prinde-l. Ai fi avut curajul? Hm. Prinde-l. Și când a atins șarpele, s-a transformat din nou în toiag. I-a zis Domnului Moise, du-te în fața lui Faraon și Dumnezeu va face prin tine această minune. Pentru că Moise era chematul lui Dumnezeu. Nu te implica în lucrări în care nu ești chemat. Stai la locul tău. Stai în domeniul în care Dumnezeu ți-a trasat traiectoria. Nu intra pe trepte mai sus. Stai cu nasul și casa, ai grijă. Te norocești, nu sări trepte. Nu umbla pe scurtători Mergi în direcția clară în care te-a pus Dumnezeu. Nu umbla cu șmecherii, cu vârteli, Stai la locul tău. Cum era dacă zicea Aron, stați un pic fraților. Eu îl dau la o parte pe Moise, că e foarte în vârstă și are mâinile trudite și nicio problemă, mă pun eu în locul lui. Se întâmpla ceva? Nici într-un caz. Pentru că nu era chemarea lui. Cum era dacă Aron ar fi, Ahur ar fi făcut asta? Dar fiecare la locul lui. Cum era dacă Iosu ar fi zis, eu vreau, neapărat eu? Nu. Fiecare la locul lui. Să muncim în dreptul nostru. Fiecare la locul la care ne-a așezat Dumnezeu. Să nu încercăm să facem slujba altora. Să stai în mijlocire. Să stai în mijlocire, frate, chiar dacă nimeni nu va ști niciodată că te-ai rugat pentru cei ce slujesc, pentru cei ce cântă. Poate ai auzit de cineva care e bărfit din Biserica Betania sau dintr-o altă biserică. Și tu să mergi acasă și să spui capul în palme, într-un loc al odăiței pe care trebuie să-l avem fiecare dintre noi. Să spui, Domnului, Doamne, mă rog pentru omul acesta, mă rog pentru slujitorul acesta, mă rog pentru cântărețul acesta, mă rog pentru recitatoarea aceasta, mă rog, Doamne, și vreau să dai biruința la Betania. Credeți că se poate întâmpla minunea? Se întâmplă minunea. Știți că Aron a stat la locul lui? Știți că Iosua a stat la locul lui? Putea să zică Iosua, stai puțin Moise, dar cum adică? Tu mă trimiți în locul cel mai minat? Tu mă trimiți pe mine acolo unde vin săbi, acolo unde sunt arme, acolo unde sunt oamenii pregătiți și înfierbântați să lupte plin de mânie până mădova lor. Tu mă trimiți acolo? Vrei să mă mori? Ce faci? Tu mergi pe munte să stai liniștit? Iosua ne-a comentat... Osoana a comentat: Mijlocire înseamnă muncă. Mijlocire împreună cu muncă. Să muncim fiecare la locul nostru. Amin? Doamne, ajută-ne! Să nu crezi că nu e important acel cuvânt de încurajare pe care trebuie să-l dai cuiva. Să nu crezi că nu e important acel pachet pe care poți să-l formezi. Nu știu, să duci niște alimente care sunt compatibile cu, poate chiar cu COVID-19. Să te interesezi cine e internat în spital, dintre cei pe care nu mai vizitează nimeni. Să faci un pachet și să te interesezi la poartă, că nici măcar nu trebuie să știi exact unde e internat, în ce salon. Portarul de la boli infecțioase îți va spune unde e internat acel frate, acea soră și să-i duci un pachet. Se duce un pachet și poate acolo, jos de tot, sub toate acele alimente, se scrie un verset din Biblie mare, să poate citi și se spune Iisus Hristos este lângă tine, Iisus Hristos este speranța ta, Iisus Hristos nu te-a părăsit chiar în aceste momente. Putem face foarte multe lucruri, putem face lucruri care nu sunt vizibile, care nu sunt extraordinare, pe care nimeni nu le va televiza sau poza, dar să nu uitați, mijlocire înseamnă muncă. Să muncești, să simți uneori că nu mai poți, nu mai poți să te rogi. Să simți uneori că trebuie să stai cu capul aplecat în rugăciune. Am avut momente în care am stat în mijlocire și am simțit că nu mai pot să formez nicio propoziție. N-am putut să rostesc fraze, n-am vorbit cu neologisme. Am vorbit normal. A fost momente în care am stat și am plâns. Am plâns, am plâns, am plâns până m-am oprit din plâns. Dar am simțit că lângă mine, în camera mea, pe lângă soția mea era prezent Iisus Hristos, era prezent Dumnezeu Tatăl, era prezent Duhul Sfânt. Știu că pe lângă mine sunt o grămadă de surori, o grămadă de frați care fac la fel și care se roagă. Și Biserica Betania va rămâne în picioare pentru că există mijlocitori. Lăudați să fie numele Domnului! Mijlocire înseamnă muncă. Iosua a transpirat cu siguranță. Iosua a fost cu frică, probabil. Moise și el. Nu, nu, să nu credeți că este ușor. Dacă vreți să vedeți cât de greu e să stai o oră cu mâinile ridicate, când aveți ocazia, faceți testul ăsta. Duceți-vă într-un loc, chiar dacă e un loc cu un viu, cu o imagine relaxantă, și stați cu mâinile ridicate. Să vedeți cât puteți sta cu mâinile ridicate. Ea a fost simplu. A trebuit să stea până la fițitul soarele o zi întreagă. Nu e ușor. Nu e ușor. Dar mișlocirea determină minunea. În al doilea rând, o mișlocire o mijlocire ca misiune. A strigat Duhul Sfânt anul trecut, știți bine, între sărbătorii. A strigat Duhul Sfânt că dintre cei prezenți, și poate și dumneavoastră a fost prezentă sau prezent, Dumnezeu vrea să ridice mijlocitori. Ești gata să fii un astfel de mijlocitor? Toți își doresc să fie ca Moise. Cine nu vrea să meargă în fața Mării roșii? și să-și întindă toiagul. Și când toiagul atinge Marea Roșie, unul din maluri, malul din partea lui, să crape în două. Cine nu vrea un acasă? Cine nu vrea să fie atât de puternic încât atunci când lovește o stâncă, să crape stânca efectiv și să țâșnească apă? Dar întreb în seara asta, cine vrea să fie Aron și cine vrea să fie Hur? Hai Caroni, foarte amintit în Scriptură, este exponentul preoției, da? Este reprezentantul leviților și acestei slujiri mandatate de Dumnezeu într-un mod special. El a fost chemat de Domnul. Dar știți că hur mai apare o singură dată în Biblie? Mai apare în cronici un alt hur, dar hur acesta. Mai apare o singură dată când Moise a fost chemat de Dumnezeu să urce 40 de zile și 40 de, munt, de nopți să stea pe munte pe muntele, acolo cu Dumnezeu, și să-i dea Dumnezeu directivele pentru cort, toate directivele. Pe Dumnezeu interesa și ce culoare are acea haină pe care trebuie să o poarte preotul. Câte tipuri de fire de ață și cum trebuie să fie îmbinate. Dumnezeu este foarte atent la detalii, este foarte interesat de ce se întâmplă în lucrarea lui. Și Moise s-a dus cu Dumnezeu și au rămas aron și hur. Nu pot să zic ceva pozitiv despre modul în care s-a implicat atunci. Că probabil dacă Hur era un pic mai implicat, Aron nu făcea ce-a făcut. Sub presiunea mulțimii, vițelor a știți de aurul Dumnezeu fals. Dar de data aceasta nu pot să spun decât ceva pozitiv despre Hur. Și pot să vă spun atât. Mandatul lui s-a încheiat aici. Aron și Hur îi sprijineau mâinile. Mâinile lui Moise. Au fost chemați de Dumnezeu și au avut această inițiativă, au fost proactivi și au dat seama că voia lui Dumnezeu este ca Moise să rămână cu mâinile ridicate. A zis, nu ridicăm numai o mână, ridicăm ambele mâini, biruința să fie totală. Și de o parte l-a prins Aaron, de cealaltă parte Hur și pentru că erau extrem de obosit Moise și cu vârsta lui înaintată, l-a așezat pe o piatră. Probabil a găsit, au căutat piatra cea mai netedă și mandatul misiunea lui Hur s-a încheiat în acel asfințit de soare. Ești gata să fii în voia lui Dumnezeu chiar dacă o singură dată te va folosi Dumnezeu? Ești gata să îți îndeplinești misiunea asta de mijlocitoare, dragă soră, de mijlocitor, drag frate, chiar dacă un singur om va fi vindecat în urma rugăciunilor tale? Ești gata? Ești gata să-ți îndeplinești misiunea asta de mijlocitor, chiar dacă o singură dată te va folosi Dumnezeu. În 70 de ani, 100 de ani, 150 de ani, oricât vei trăi, să te folosească Dumnezeu o singură dată și să fie acolo. Uitați-vă ce se întâmplă, a fost dat decretul clar și s-a zis foarte clar, toți evreii trebuie să fie omorâți. Oricine se află dintre evrei va fi omorât. Estera e la palat, Estera este împărăteasă. În mod normal ar fi trebuit să aibă un tratament special. Esterea a mers și a zis lui Mardoheu, prin slujitor, bineînțeles. Versetul 11, Esterea, capitolul 4. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege, rețineți ce vă spun, este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Și eu, zice Estera, n-am fost chemată de împărat în ultimele 30 de zile, de o lună de zile, regele nu m-a chemat. E momentul să stau liniștită, nu? Ce mai, ce mai important pentru mine, viața mea proprie sau viața tuturor evreilor? Cam aici se pune problema. Când începi să înțelegi rolul de mijlocitor, începi să uiți de dumneata. Începi să uiți de nesomnul dumitale. Încep să uiți de faptul că s-ar putea să pierzi din punct de vedere financiar pentru că marți seara vii la biserică să te rogi și trebuie să pui armele jos la ora 17 și vineri seara la fel și poate că pierzi. Îți scade cifra de afaceri, s-ar putea. Poate pierzi. N-ai -ai în plus salariu, dar nu asta te interesează te interesează să intri în mijlocire. Ascultați ce se întâmplă. Mardoheu a trimis următorul răspuns esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, vedeți, există un moment al mijlocirii. Dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău ai grijă veți pieri. Și am ceva să-ți spun, îi spune Marduheu. Asta ar trebui să ne setăm în memorie. Și cine știe, dacă nu, pentru o vreme ca aceasta, a ajuns la împărăție. I-a zis Mardoheu, fii foarte atent, Ester, s-ar prea putea ca Dumnezeu, în suveranitatea sa, în proiectele sale perfecte, să fi văzut acest atac această răzvrătire pe care vrea să o deruleze Haman și cu ceilalți, să îi omoare pe toți evrei. Și Dumnezeu a pus un om, te-a pus pe tine, Ester, te-a pus la împărăție. Și vreau să-ți mai spun ceva, a zis Mardoheu. Să știi clar, Dumnezeu nu pierde din cauza lipsei tale de mijlocire. Dacă tu vei tăcea, dacă tu vei tăcea și nu vei mijloci, să știi că Dumnezeu va aduce izbărăvirea prin altcineva, dar tu îți vei pierde răsplata. Femeia aceasta împărăteasă, care avea toate mâncărurile la dispoziție, a zis, eu vreau să intru în această mijlocire. Și voi intra în mijlocire nu doar riscând un viață, să intru fizic și să discut cu împăratul legat de acest atac care se realizează împotriva evreilor, un atac meschin, diabolic. Dar vreau să vă spun ceva, a zis Estera, ca mijlocirea mea să fie îndeplinită ca misiune, du-te și strânge pe toți iudeii care se află în capitala Susa și postiți pentru mine. Fără să mâncați și fără să beți trei zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu, a zis ea împărăteasa, nu voi avea un altfel de tratament pentru că eu sunt mai suspusă social sau politic. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele și pe cele care sunt angajatele mele le voi pune la post. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. A pierit? Nu. A trăit. A trăit în numele Domnului. Pentru că atunci când te pui în fața lui Dumnezeu, spunea omului Dumnezeu Iov, cine este acel mijlocitor care să meargă între doi oameni și să pună mâna pe unul dintre ei și pe cealalt, cu cealaltă mână pe celălalt? Asta înseamnă mijlocire. Să te așezi între Dumnezeu și oameni nu pentru mântuire, ci pentru cauză de boală, pentru cauză financiară pentru o cauză de pace în casă, pentru o eliberare a unui om care are o problemă și nu poate să scape de ceva și Dumnezeu să intervină. Mijlocirea ca misiune, te cheamă Dumnezeu în seara asta. Ești gata să fii un mijlocitor adevărat? Ești gata să-ți îndeplinești misiunea? Evrei n-au murit pentru că o femeie a înțeles că are această misiune și ea nu este la palat ca să-i meargă bine pe lumea asta. Că noi nu suntem în starea în care ne aflăm ca să avem noi o stare și o bună stare financiară. Noi suntem în starea în care ne aflăm ca evangelizarea să meargă mai departe. Ca mântuirea să treacă din generație în generație. Cluj Napoc are nevoie de Dumnezeu. România are nevoie de Dumnezeu. Familia ta, anturajele tale, prietenii tăi, strada ta, oamenii din jurul tău au nevoie de o trezire spirituală. N-am cântat basme în seara asta. Vrem trezire? Vrem trezire? Fă un semn dacă vrei trezire în România. O, Doamne, trezește în seara asta România și trezește-ne pe fiecare dintre noi în primul rând să fim la locul nostru. Mișlocirea determină minunea. Trei. Mișlocire înseamnă prin ce faci tu să fie mărit numele Domnului. Avea toate argumentele din punct de vedere firesc, coboare de pe munte Moise, după Sfințitul Soarelui, după ce a fost biruitor poporul evreu și să zică, lăsați-mă să mă relaxez, lăsați-mă să mă duc într-un loc în care se văd apusul de soare. Versetul 15 spune, Moise a căutat niște pietre și el e mijlocitor, adevărat. A zis un altar și a zis, biruința asta e datorită lui Dumnezeu. Nadar a Nadar, un altar căruia i-a pus numele Domnul, steagul meu, aleluia. Prin ce vom face noi dacă vom fi mijlocitori adevărați? Știți cine trebuie să fie înălțat? Marele Rege, Dumnezeu nostru. Haideți să trecem la practică, simt că trebuie să ne ridicăm în picioare. Vă rog să vă